Vorbim astăzi în pastiluță despre Uliana Semenova, una dintre cele mai mari jucătoare de basket din toate timpurile, care, din păcate, are grave probleme de sănătate și nu numai. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu pastiluța de sport. Cum spunem noi de fiecare dată, unica ce nu se ia cu apă, adică nu o tragem neapărat așa ca să ne facă bine la organism, să ne facă bine la minte și la inimioară, pentru că discutăm despre sport. Nu e un material prea plăcut, în sensul că discutăm despre Uliana Semenova, una dintre cele mai mari jucătoare de basket și la propriu, pentru că avea 2,13 m ca pivot, și la figurat, pentru că dacă începem să-i citim palmaresul, ne ia 2, 3, 4 săptămâni. E bine, Uliana Semenova, născută în 1952 în Riga, a jucat acolo la faimoasa echipă din Riga, toată lumea cunoaște, la Daugava. Are grave probleme de sănătate, din păcate i-a fost amputat un picior, nu are bani pentru continuarea, nu a operației, că operația a fost, dar pentru recuperare și așa mai departe. Însă, pentru a înțelege ce a însemnat ea în basketul mondial și european mai ales, trebuie să spunem că fostele adversare de la Club Clermont Université din Franța, pentru că ea a jucat acolo la Valenciennes Rechier, au decis să adune bani și să-i trimită bani pentru de care ea are nevoie, undeva la vreo 20.000 de euro pentru continuarea tratamentului și pentru a-și plăti chiria și așa mai departe. Haideți să începem cu începutul, pentru că sunt foarte mulți care nu cunosc. Am auzit de dumneai, nu vreau să o fac pe interesantul, știam despre dumneai, știam despre ceea ce reprezentat, dar am zis să mai cercetăm un picuț și să mergem îndeamănunt. Începând cu finele anilor 60 până la începutul anilor 80, doamna Semenova a fost deasupra și la propriu și la figura cu cea la început, a tot ceea ce înseamnă basket european, a fost deasupra tuturor, a ajuns astăzi la 71 de ani. A început basketul pe la 11 ani, destul de târziu o să spuneți, dar la 12 ani avea deja 1,90 m, rețineți ce vă spun, da, și o afecțiune a organismului, o acromegalie, creștea un fel de problemă pe care a avut-o și Ghiță Mureșan, creștea nelimitat, nu știu dacă ăsta este termenul, clar avea probleme, la 14 ani deja debuta la Daugava Riga, iar la 16 ani era în Naționala Uniunii Sovietice, Naționala URSS-ului, cu CCCP-ul ăla pe piept, SSSR-ul, da, juca pentru Națională. Și apoi încep 15 campionate interne, 11 Euroligi, 8 consecutive, vă dați seama ce însemna, nu putea să le bată nimeni. Jocurile Olimpice de la Montreal, unde zeița noastră Nadia în 76 a luat primul 10, și Montreal și Moscova în 80, că era la ea acasă, campioană olimpică, doamna Semenova, 3 campionate mondiale, 10 europene și așa mai departe, dar nu despre asta este vorba. Este vorba că în 18 ani, Naționala URSS-ului cu ea pe parchet a suferit o singură înfrângere. Poate am zis prea repede, mă repet, în 18 ani, deci cât vin odată și încă o dată, așa, da? 18 primăveri, Naționala URSS-ului cu Uliana Semenova pe teren, pe parchet, suferă o singură înfrângere. Nu i se dă, din păcate, drumul să plece în campionatele puternice, reușește să plece în Franța și ulterior la Getafe în 1987. Păi cum nu i se dă? Ascultați-mă puțin. A debutat la Getafe, în partida în care a debutat la Getafe, a dat 22 de puncte și a reușit 31 de recuperări. Deci vă dați seama, deși era pe final de carieră, dar n-a fost o deschidere totală, pentru că autoritățile din URSS i-au spus, în cazul în care vrei să pleci, că e Spania, că e Franța, că unde mai vrei să joci tu, 95% din salariul tău revine nouă statului rus. Vă dați seama ce spun? Deci ea juca practic, doar că primea casă și masă, dar în rest juca moca. E o expresie mai urâțică, dar e folosită pe terenurile de sport, pentru că 95% dintre veniturile, din salariul ei, pleca către statul rus, frate și prieteni. Anii au trecut, am văzut și câteva imagini, avea 135 de kilograme, 2,13 m, încerca să-i luați mingea, 2,13 m, și dacă mai săltăm puțin și mânuțele, ajungem undeva pe la 2,50 m, încerca să intrați în cineva care are 135 de kilograme. Anii au trecut, a ajuns, cum spuneam, la 71 de primăveri, probleme de sănătate, dar nu numai, pentru că este și lipsă de monetar. Și ca să înțelegeți ce a însemnat în basketul european, fostele adversare de prin Franța, de nici măcar din URSS, nici măcar din Moscova, nici măcar din Riga, nici măcar din fostul spațiu
ex-sovietic, nu, ci tocmai de acolo au început să strângă. Are nevoie de 20.000 de euro pentru tratament și pentru plata chiriei sau ce stă. Așa, deja s-au adunat vreo 7.000 de euro și fetele de acolo, de la Club Clermont Université, continuă să adună bani pentru a-i trimite. Au fost și unele declarații care au spus că ne aducem aminte, stați să-mi aduc aminte cum suna declarația, mi-aduc aminte, că de fiecare dată eram supărată pe ea că nu puteam să o învingem, pe vremea când era jucătoare de basket, dar ceea ce se petrece acum nu mai are nicio legătură cu ce se petrece atunci pe parchet și trebuie să o ajutăm. Ei bine, înseamnă că ai făcut ceva frumos în basket, în sport în general, dacă peste 40 de ani, după acelor dueluri, 40-50 de ani după acele întâlniri, oamenii continuă să te ajute. Haideți să ne gândim puțin la Uliana Semenova, să sperăm că zeul basketului care e acolo sus îi va da putere să treacă peste asta. A fost o operație dificilă cu amputare de picior, grave probleme de sănătate, dar există semeni care sunt și fost adversare care sunt alături de dumneaei. Mii de mulțumiri că ați fost alături. N-am vrut să vă întristez, dar din când în când trebuie să mai vorbim, pentru că la pastila de sport aici discutăm și despre alte lucruri. Altfel, trebuie să amintim despre un colos la propriu și la figurat al basketului european și mondial. Dacă în 18 ani ai pierdut o singură dată cu tine pe teren, înseamnă că ai fost ceva la viața ta. Haideți să avem grijă de Uliana Semenova și să-i urăm viață lungă și să depășească toate aceste probleme. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Toate cele bune, la revedere, numai bine.